Bună ziua! Din păcate, în zilele noastre, din ce în ce mai frecvent auzim tineri care au picat pe stradă și au făcut un accident vascular cerebral. Sunt doctorul Balint Iosif și haideți să vorbim astăzi despre AVC ischemic, în primul rând. Ce înseamnă accident vascular ischemic? Înseamnă că o arteră care irigă creierul s-a înfundat. De obicei, sau majoritatea cazurilor, vorbim de ateroscleroză. Vorbim de plăcile aterosclerotice care se depun pe peretele arterelor și formează un dob. În funcție de cât de mare este dobul acesta, în funcție de cât de mare este blocajul în interiorul arterelor, putem să vorbim despre apariția accidentului vascular cerebral. Asta înseamnă că acel dop care se formează în interiorul arterelor poate să influențeze fluxul de sânge, cantitatea de sânge care ajunge la creier și în momentul în care nivelul de sânge scade în așa fel încât nu mai este îndeajuns pentru o funcționare normală a creierului, apare accidentul vascular cerebral ischemic. Foarte important este să recunoaștem această situație. Ce trebuie să facem? Este metoda FAST. FAST derivă din 4 cuvinte. F de la face, față. Trebuie să observăm dacă pacientul are o pareză la față. Dacă nu mai poate să-și miște mușchii de la față, atunci asta înseamnă sau poate să fie un semn de AVC. A, arms, de la brațe. Îl rugăm pe pacient să ridice brațele. Dacă nu poate să ridice, dacă una dintre brațe măcar este incontrolabil pentru pacient, poate să fie un semn de AVC. S, de la speech. Asta înseamnă vorbire. Îl rugăm pe pacient să spună câteva cuvinte, o propoziție. Dacă vorbele lui sau cuvintele pe care rostește sunt incoerente, atunci poate să fie un semn de AVC la acel pacient. Și T vine de la time, timp. Timpul în care sunăm la 112 și cerem ajutor. Aceste patru lucruri pot să salveze viața pacientului. Trebuie să știm că, de obicei, accidentele vasculare rămân cu sechele neurologice, cu pareze, paralizii pe o parte sau pe ambele părți a pacientului, dar din păcate, în foarte multe cazuri, accidentul vascular cerebral poate să ducă și la decesul pacientului. De aceea, este foarte important să luăm măsuri dinainte. Dacă sunteți fumător, dacă sunteți supraponderat, dacă sunteți sedentar, deci aveți o viață sedentară, nu prea faceți mișcare, nu prea faceți sport, dacă aveți o alimentație plină de grăsimi, dacă ați avut în familie pe cineva cu această problemă, înseamnă că aveți factorii de risc care duc la apariția acestei boli. Pentru a preveni, noi vă putem ajuta cu ajutorul tabletelor HR Vitalion, care conțin vitamine, minerale și extracte din plante, să curățăm acele artere de aceste depuneri, de aceste plăci aterosclerotice și să prevenim accidentul vascular cerebral ischemic. Sunt doctorul Balint Iosif și credeți-mă, merită să investiți în sănătatea dumneavoastră.